Nu se mai termina muntele, tot urcai câte o creastă și în spate era altă creastă și parcă mai creștea un munte. Era așa ceva care parcă nu mai voia să se oprească. Asta spune Horia Colibășanu, singurul alpinist român care a reușit să cucerească al treilea vârf din lume de peste 800 de metri, fără oxigen suplimentar. Acum când a ajuns acasă, spune sincer că a fost cea mai grea escaladă din viață. Mai mult de 10 pași a fost probabil cea mai grea ascensiune. Horia Colibășanu a atins vârful în urmă cu 12 zile, după o ascensiune de 14 ore. Kangchenjunga are 8586 de metri, fiind al treilea munte ca înălțime de pe planetă. Ascensiunea a început la 11 noaptea, când împreună cu cei doi colegi, Marius Gane și slovacul Peter Hamor, au plecat spre vârf. A fost una dintre cele mai lungi și grele. Șansa mea a fost că nu a fost foarte frig, am avut un echipament foarte bun și față de Everest, unde am suferit de frig, aici a fost acceptabil. Cei doi colegi care l-au însoțit pe Colibășanu în această expediție au renunțat în timpul escaladei la circa 200 de metri de vârf și au fost nevoiți să se întoarcă la ultima tabără. Suntem aproape pe vârf după 14 ore jumate de efort. Din cauza vântului foarte puternic de 80-90 de kilometri la oră, timpul petrecut pe vârful Kangchenjunga nu a durat mai mult de câteva minute. Voi mai încerca ce faci și la câteva pe vârf să înșurăți aceea sunt steagurile de rugăciune. Astăzi, după astăzi. Imediat după filmare, alpinistul timișorean a fost nevoit să înceapă coborârea, întrucât exista pericolul să nu mai poată respira. Ziua de vârf, într-adevăr, ești singur și trebuie să fii atent, dar câteodată mintea ta nu e suficientă pentru a, de exemplu, observa că ai edem cerebral. Asta ți-o ia mintea razna și nu-ți mai dai seama și am fost un pic stresat de partea asta, mai ales când am început să am halucinații din cauza deshidratării. După alte câteva ore, cel mai titrat alpinist român a reușit să ajungă la ultima tabără unde l-așteptau colegii. Lângă vârf sunt morți și e o imagine care te face să te gândești încă o dată, dacă nu te-ai gândit până atunci, că ești foarte expus, mai ales că eram singur pe tot muntele, nu mai era nimeni pe rază de câteva ore. Deși a coborât de pe munte deja de câteva zile, sportivul nu a reușit încă să-și revină. Ajung să dorm 12 ore, încă organismul este obosit, dacă urc până la etajul 2 trebuie să fac o pauză la etajul 1, deci nu pot să dintr-una până la 2, organismul încă se resimte. Kangchenjunga este al nouălea optimar din cei 14 ai planetei, fiind considerat unul dintre cei mai dificili munți din Himalaya, cu o rată a mortalității de aproape 30%. Colibășanu este în continuare singurul român care a ajuns pe K2, Annapurna și Dhaulagiri, alți trei munți de peste 800 de metri extrem de periculoși.